Accident grav petrecut pe raza orașului Târgu Cărbunești. Două autoturisme au intrat în coliziune în urma impactului, două victime având nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul vinovat a depășit un autoturism fără să se asigure, moment în care a intrat într-o altă mașină condusă regulamentar. În cauză s-a constatat faptul că un bărbat de 40 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism din direcția Târgu Cărbunești spre localitatea Cojani, a semnalizat intenția schimbării direcției de mers spre stânga, fiind acroșat de un alt autoturism condus de un tânăr de 33 de ani din comuna Mușetești, care efectua manevra de depășire. În urma impactului, bărbatul de 40 de ani și un pasager de 21 de ani aflat în același autoturism au suferit leziuni și au fost transportați la Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.